Soțul nostru, bineînțeles, Cristi Mitrea, iată! Salut, Cristi! Aici se vede dacă ești prietenul meu, coleguțul, dacă pleci, dacă nu pleci, dacă mă susții, dacă nu mă susții. Eu propun să nu stau între ei, Cătălin, totuși. Nu știu, coleguța, nu, tu stai că e bine. Ești prea frumoasă, coleguța noastră, Alexandra Gog. O să fiu porumbelul păcii, că să am ales alb. Vrei să mergem totuși pe porumbița păcii? Ca să fim pe corect. Nu găseați și mie alt studio. Ați venit așa să-mi dați în cap cu fata. Dar nu știu nici unde e telefonul telespectatorului. Nici nu vreau să mă gândesc. Feră, l-am la mine, Ciucă, l-am găsit. Gata. Eliminat săptămâna trecută după duelul cu Zani. Cătălin Smărândescu este acum aici cu dezvăluiri, povești și, bineînțeles, o să vedem cum stau lucrurile și ce s-a întâmplat la Survivor. Cătălin Smărândescu! Salut, Cătălin, și bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce faci? Bine. Cum ești? Perfect. Ai slăbit, cât ai dat jos? 11 kg. 11 kg și sezonul trecut? Multe. Vreo 30 sezonul trecut. 16 la 84. Deci sezonul trecut mult mai multe. Haide acum să... am fost mai activ la mâncat cocos. Să-ți fac cunoștință, ea este... Ne cunoaștem de sezonul trecut, să zic așa. Salut. Înainte să mă luați în bâză. Nu, nu i-am nimeni în bâză și a fost înainte să mă luați în bâză, stați eu nu puțin. Te-am luat. M-am dezbrăcat acum. Așa, stai un pic, nu, e grea situația astăzi. Asta zic și eu. Cristi, îl simt deja așa că are niște chestii pentru mine. Stați, calm, liniștiți. Eu nu mă dezbrăcat, am slăbit. Scătuță. Da. S-a promis un lucru, ultima oară când am fost la ființă, am adus-o. Călăuză în credința ortodoxă. Cleopa Ilie, uai, știi ce tare mi se pare? Hai să-ți povestesc ceva. Am făcut un podcast care o să apară luni cu părintele Pimen Vlad. După ce am terminat alaltăieri podcastul, nu Ciucă? Da. Am vorbit cu părintele și ieri a venit la noi acasă și am stat de povești, am stat la noi acasă, părintele, s-au jucat copii, părintele Pimen Vlad, și mi-a povestit că mentorul lui a fost părintele Cleopa. Și aici un mesaj. Și mi s-a părut senzațional. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie. Mulțumesc mult de tot, Cătălin. Cu mare drag. Mulțumesc. Ție am să-ți dau cea mai scumpă carte a vieții mele. Ai un mesaj în alții pentru tine. Noul Testament. Mulțumesc. Așa. Iar ție. Știu că n-ai înțeles ce înseamnă rugăciunea inimii. Mulțumesc, citește-o. Și cu siguranță vei înțelege despre ce este vorba. Rugăciunea inimii? Exact. Da, nu știu despre ce. Cum? Nu știu despre ce vorbim. Cu rugăciunea inimii. E o carte foarte interesantă, să o citești. Nu, n-am înțeles de ce a spus, că n-am înțeles eu, că eu nu-mi dau seama despre ce vorbim când spune despre rugăciunea inimii. Nu, am spus că o să înțelegi mai bine ce este cu rugăciunea inimii. Ok, am crezut că te referi la ceva anume, iartă-mă. Nu, gata. Mulțumesc frumos, să rămână, mulțumesc mult. Băi, dragi. Eu sper că ești bine. Băi, sunt perfect, mai perfect ca niciodată, crede-mă. Coleguțul Cristi Mitrea, să încep direct cu chestia asta. Probabil ai văzut și tu tot felul de lucruri care s-au spus. Poate ți l-a spus și soția ta. Și poate au fost și multe mesaje în zona asta. Mulți oameni. Eu i-am contrazis pe chestia asta, pentru că știu că ai venit aici la emisiune și știu ce mi-ai povestit. Spuneau că ai făcut chestia asta cu credința de fațadă și că de fapt nu e adevărat. Cred că asta a fost una dintre chestiile pe care le-am discutat. Una dintre primele lucruri subliniate, da. Pentru că multora ni s-a părut că a fost un rol, adică că s-a apăsat pedala foarte mult pe partea asta cu credință și că a fost un lucru fals, a fost doar de fațadă, doar pentru a impresiona public. Nu, o să spun un lucru. Adică, acum... repet, stați un pic, sunt oameni care judecă, știm exact despre ce vorbim, nu vreau să-mi răstălmăcească nimeni cuvintele, nici măcar tocmai Cătălin. De asta aș vrea să înțelegi, știi, mai glumim nu vorbesc aici, de credință acum, și serios. De religie, vorbesc de a o face într-un mod în care pare vădit că e doar pentru a asuma un rol și a nu fi el. Adică nu i-a contestat nimeni credința, nu? Nici o secundă, da? Okay. Nu vorbim despre asta. Ceea ce vă pot spune sincer este că timpul vă va demonstra dacă eu sunt schimbat sau nu, dacă credința mea este puternică sau nu este puternică. Vedem dacă viața mea va merge în continuare către Dumnezeu sau nu. Este o luptă la care am plecat. Știu că am avut un trecut foarte tumultos și foarte controversat. Cert este că acum asta este calea mea. În momentul ăsta, asta simt, asta fac. Lumea poate să mă judece. Da, ai simțit nevoia să faci chestia asta atât de vizibil, pentru că simțeai că este o mulțumire a ta către Dumnezeu pentru ajutorul pe care l-ai primit trecând peste anumite probleme. Nu am vrut să fac vizibil. A fost simplu o chestie. Am rugat pe toată lumea în momentul în care, mă rog, nu vreau să fiu filmat. Nu s-a putut face lucrul ăsta. E adevărat că în baraca noastră fantastică mai mult am citit din Biblie. Este adevărat. N-am vrut să mă implic în absolut nimic. Ceea ce nu a fost pe cameră, ceea ce a fost off camera,
faptul că s-au construit o fel de lucruri acolo... Asta, iartă-mă că te-am întrerupt, dar asta mă gândeam, că n-am înțeles exact ce ai vrut să spui cu asta, cu n-am vrut să mă implic, pentru că au fost lucruri care au fost sesizate și de către colegii tăi din competiție. Okay. Exact faptul că a spus unul dintre imagi care a făcut o glumă, uite, bunicul stă și citește și noi construim. De ce ai refuzat să-ți ajuți colegii, să construiești odată cu ei, să împărtășești experiențele până la urmă ale concursului? Sunt două motive, sincer. Sunt două motive. Da. Unu, am vrut să vadă și orășenii cum este să trăiești la țară și așa că i-am lăsat singur. Orășenii? Să facă. Exact. Adică ceilalți? Ceilalți colegii mei care stau la oraș. Că el s-a mutat la țară, undeva. Să vadă cum este viața la țară. Și în al doilea rând, dacă în sezonul meu am încercat să fac ceva paradă, e singura dată când am ajutat pe Zani, în rest, n-am vrut să fac absolut nimic. Simplu. Adică e contrar principiilor noastre de sportiv. Acolo, adică... Și... Nu e contrar și credinții, adică să-i ajungi pe cei credinții, dar ca sportiv de performanță ce ai fost, mi se pare contrar principiilor noastre. Adică astea cu statul, cu mâine în sân, iartă-mă, cum stau eu acum, de exemplu, nu mi s-a părut nimic. Adică nu înțeleg ce ai vrut să-i înveți. Sau despre ceea ce s-a nu, exact ce ai spus acum, că ai stat cu mâine în sân și n-ai vrut să faci nimic. Exact. Asta nu am înțeles. Simplu. N-am vrut să construiesc absolut nimic. În sezonul meu am construit și toată lumea și a în cap. Vrei să vă aduc aminte cum m-a citat cu toată lumea când am vrut să fac baraca? Când am vrut să construiesc tot ce vreau să construiesc, când se toată lumea în cap? Că de ce vreau să fac? De ce trebuie să fac? Simplu, simplu. Sunt alți oameni. M-am dus, e adevărat, m-am dus. A fost baraca făcută la toate lui Jorge, din câte am înțeles. Da? În rest, n-a fost mai lucru de făcut. A zis Corpul că fără el nu vă descurcați. Dar nici ei nu ți-au reproșat o clipă, nici măcar n-a fost discuție. Nu. Nici n-a existat lucrul ăsta. Dacă îi deranja, putea să-mi spună, da. Băi, zmoră, fă ceva sau... Nu, i-a deranjat. Știi ce vreau să te întreb? Trecerea ta la credință, sau nu trecerea, la o mult mai apăsat, nu? Spre credință, s-a întâmplat între cele două sezoane. Exact. Cum ai simțit show-ul acum, la All Stars, față de prima dată, când nu erai atât de ancorat în credință? În... Băi, destul de complicat. Și spun de ce. Pentru că am intrat ca rezervă după o săptămână, când deja ei își făcuseră fiecare treburile acolo. Erau oameni cu care nu mă înțelegeam de când aici, de acasă. Am fost destul de, cum să zic eu, nu găseam cumva... pornirea, să zic așa, pentru că zic, bă, mă duc, mă cer, nu vreau să mă cer cu nimeni, nu vreau să am discuții cu nimeni. Și uite că Dumnezeu l-a rânduit atât de bine, încât m-am băcat cu toți care erau încertați, inclusiv cu Moro, și acum suntem într-o relație foarte bună. Am văzut un alt fel de Zani, un Zani care nu m-am așteptat, mă gândeam că la cât de nebun a fost în sezonul lui, acum cu siguranță va fi la fel, doar că nu a fost. Cei care au încercat cât de cât să facă un pic de scandal acolo, s-a văzut ce s-a întâmplat cu ei, cu fiecare în parte. Te-ai împăcat în același timp și cu băiatul tău înainte să pleci la exact, All Stars. Exact, da. Pentru că, până la urmă, cea mai mare poruncă din lăsată de Domnul Iisus Hristos este dragoste. E cea mai poruncă. Iubiți-vă unii pe alții cum și eu v-am iubit pe voi. Simplu. Păi, bine, pe mie îmi vine altceva în minte. Acum, dacă tot spui, mi-aduc aminte că pe parcurs îmi vin așa idei. Apropo de iubit, de omenie, de ce vrei tu, a fost un moment dat în care Jadot a dat mâncare Mariei și nu ți-a convenit și te-ai supărat. Arată-mi eu. I-a dat porția și ai zis pe testimonial ceva de genul că ne hrănim. Arată-mi te frumos. Arată-mi momentul ăsta. Nu știu dacă e pregătit. Arată-mi dacă am spus așa ceva. Din cont, toată mâncarea mea de la început, din prima zi în care nu te-a dat cu toată lumea. Ai dat și tu porțiile tale, știu. Eu dar când din a dat Jador Mariei... Când i-a dat Jador Mariei... Asta îți spun, lasă-mă să termin. Când a dat... Păi nu, ești departe de subiect. Nu e vorba despre asta. Eu am fost de acord cu el și am ținut partea pentru că i-a dat mâncare Mariei. Arăt că îl înțelege pe Jador că poate să postească, nu? Sau cum? Dar eu am zis, eu îl înțeleg pe Jador că face lucrul ăsta. Pentru că eu nu am credincios, din punctul ăsta de vedere am spus. Nu am fost contra lui, din contră. Am fost cumva contra echipei, că echipa a zis, de ce dai războinicilor ca să-l dai forțe în loc să le dai nouă? Bine, aici a Zani, că ele aici care asta era rupt de foame tot timpul Zani, dar cred că e fericit că în momentul în care am plecat i-am lăsat o pungă mare de orez, așa că n-are de ce să plângă, cred că are din ce să mănânce. Vedem și ceva imagini, coleguța? Da, voiam, plecând de la Jador, cred că e adevărat, s-a văzut schimbarea de la sezonul în care ai participat, s-a văzut că nu ai existat conflicte, că ai încercat să îi împaci pe toți, să fie armonie în camp, însă s-a văzut și un moment care a fost destul de discutat, momentul în care Jorge a plecat în echipa războinicilor și a existat așa un moment de bârfă între tine, Jador și Zani, și recunosc pe care l-am pregătit
pregătiți să-l vedem. Și sincer și despre ceva, îmi pare chiar rău, pentru că asta este unul dintre păcatele mele mari, de care încerc să scap ușor, ușor, acela de a judeca pe ceilalți. E foarte greu încercați să ne aruncați cu piatra, că nimeni nu este perfect. Scrieți aici, pe cartea asta, nu? Pe mesajul ăsta. Ceea ce am făcut înainte, nu pot să schimb în câteva luni de zile. E foarte greu. Mai am lucruri de făcut, mai am lucruri de lucrat la ele. Cu siguranță. Dacă consider că l-ai judecat greșit, apropo de ce ai spus în acel material, să-l și materialul? Vedem și după... Hai să vedem materialul și să ne răspundă imediat, Cătălin. Păi da. Și astea cum se împacă cu religia și cu credință? Păi am spus mai devreme, că mai am lucruri la care am de lucrat. Păi da, acolo citeai non-stop din Biblie, teoretic trebuia să fii mai conștient ca oricând că nu trebuie să faci asta. Ai dreptate, dar... Adică acasă înțeleg, în casă ai multe activități, mai uiți, mai tăia gura până înainte, te enervează unul în trafic, dar acolo când toată ziua... Crist, ascultă-mă puțin. Sunt lucruri pe care nu poți să le schimbi. Ce ai făcut în 50 de ani de zi, nu poți schimbi în 2 zile. E clar lucrul ăsta. Da. Acum, legat strict de subiectul acesta, am un singur lucru de spus. Nu vreau să... Nu știu nici cum să spun în momentul ăsta. O să rămâne surprins de un lucru. Echipa faimoșilor, la un moment dat, a tras la sorți cine și cum pleacă acasă. Asumați de la început până la sfârșit. Bun. Ideea a fost în felul următor. Se știa foarte clar că la acel moment nominalizarea echipei va fi Jorge. Bun. Dar discuția a fost cu tot cu Jorge. Nu, că discuția a fost toată lumea. Deci nimeni nu s-a dat discuțiile astea. Băi, ne asumăm. El întotdeauna a spus, băi, ne asumăm lucrul ăsta. Perfect, toate bune și frumoase până aici. După care, știi cum e, vine unul și zice, băi, a zis, nominalizăm pe tine. Zic, perfect, mă duc eu, care e problema, nu mă deranjează. La un moment dat vine și îmi spune Jorge ceva de genul, ce smără să mă votezi pe mine. Păi tăi mă nebunule, că așa s-a hotărât, că pe tine te votăm. Cine a votat, pe cine a votat la Colan e altceva. Dar zic, momentan pe tine, ce spui la ureche să te votezi pe tine? Asta a fost singura mea, să zic, singurul meu semn de întrebare din partea lui. În rest, cu mine n-a avut niciun fel de chestie, deși... Mie mi se pare că jocul ăsta nu mai e niciun joc, că își pierde tot farmecul. Eu când aud că noi am făcut, noi am dres, noi am tras la sos, de ce nu mai uităm? Păi... De ce tu îți ieși? Fac regulile lor. Asta nu e competiție. Hai să spun ceva. Fac regulile lor. E concurs, colegul, e concurs. Te duci la concurs să tragi. Nu să tragi la sort singur, să cadă comun acord. Respirați, să vă spun două vorbe. Să tragi de comun acord cine pleacă acasă. Mie nu se pare un concurs ăsta. Noi nu te luau competiție. Vrem să vedem concurs. E un concurs în care bunul simț plumează. Nu ați vorbit ce să faceți, care să plece, să vine. Eu am plecat, frate, n-a vorbit nimeni cu nimeni. Nu, pe cuvântul ăla, în concursul a vorbit cineva cine pleacă acasă. Dar nu a fost momentul la voi. Dar nu cred că e vorba de tras la sorți, că nu au pus biletele și au tras și au zis gata, concurs. Bun, acum ce însemnă? Haideți să vă lămuriți, că voi aveți alt subiect acum, să vă spuneți cu ce vreau, dacă tot am venit aici să vă spun cum stau lucrurile, da? Bun, simplu. Diferență foarte mare de valoare între cele două echipe. Una la mână, da? Război e cel mai bun. Vizibil. Perfect. Eu și o săptămână am intrat după ei, n-am avut timp să mă reglez exact cum trebuie. E adevărat că am început foarte bine când am intrat. Am închis de trei ori jocurile, am adus imunitatea, nu mai contează, stați să merg. Problema e fermător, că au început să ne ciocănească. Că au fost și de la noi din echipă, poate oameni care nu și-au apărat corect șanse, doar din dorința de a ne înjumătăți din ce în ce în ce să rămână cei mai buni. E adevărat și lucrul ăsta, s-a văzut și probabil și cei de acasă au văzut lucrurile astea. Doar că în momentul în care suntem la alegerea echipelor, eu spun, nu mă interesează cu cine intru. Mor, nu mă interesează cu cine intru. Cei care sunt mai buni poate și iau pe ei mai slabi, nu? Să iau pe cei care sunt de aceeași valoare cu ei, ca să avem și noi altă șansă. Da. Deși dacă mă uit, de-a lungul jocurilor, cu Iancu am intrat de 3 ori, am luat eu un punct, el 2 puncte, cu Delea am intrat de 5 ori, eu 2, el 3, și vorbim despre vârstă. Am 51 de ani, ei au până în 30 de ani. Bun, și am hotărât de comun acord, bă frate, care nu dau randament, hai să plecăm să facem echipa mai tare. De ce? În primul rând, știm clar și suntem asumați zicând că noi nu avem cum să ajungem în finală. Doar dacă trăște cineva așa, știi, cum până la finală, știi, să adică ne ținem cumva parte. Clar, câștigătorul sezonului e un război, nu? Bă, eu l-aș vrea pe Zani și vă zic sincer. Eu îl vreau pe Zani. Deși la cum merg lucrurile acolo, nici nu știu ce se întâmplă, înțelegi? Și da, poate că multă lume îl condamnă pe Zani, că, mă rog, am auzit foarte multe chestii că vezi, doamne, calcă pe cadavre și vrea să facă. Bă, Zani e un copil care a crescut așa cum a crescut și a crescut unde a crescut. Am fost foarte impresionat de povestea lui. Cert este că omul atât de calm și atât de bine și-a făcut lecțiile acasă,
încât că manipulează, că nu manipulează, care e strategia lui personală, că a mai implicat pe ei și pe ei în strategia lui. Sincer, chiar nu-mi pas. Dacă în momentul ăsta trebuie să-l aplaud pe el, îl aplaud, fără niciun fel de supărare. Dacă în momentul ăsta îmi ziceți, mergi și împinge la spate pe Zani, mă duc și îl împinge la spate pe Zani. Da, din ce e acolo, mi se pare că Zani e singurul care merită să câștige competiția asta. Cineva a dat un mesaj, am văzut mesajul ăsta de mai multe ori, că dacă înainte Zmără era cam nesuferit, acum e alt om, mult respect și felicitări că încearcă să se schimbe, chiar se vede schimbarea în bine. Adică sunt mulți oameni care au observat schimbarea asta ta în bine și o apreciază. Revenim după publicitate, ne întoarcem, până atunci mai așteptăm mesajele dumneavoastră, suntem aici, vorbim despre Survivor All Stars.